A, o singură dată mi-a fost teamă că nu voi reuși, pentru că nu simțeam subiectul atât de tare și mai ales că erai limitat la teme. Când am fost la Săvârșin, la Casa Regală, cu Principesa Margareta și Principele Radu, acum se cheamă altfel, în 2014, cred că era în iarnă, am mers acolo, la Săvârșin, era cancerul de pe lume. Deci plecasem din București, era o vreme mohorâtă, dar erau plus 6 grade. Când am ajuns, o ninsoare și după aia s-a lăsat frigul. Și m-am îmbrăcat costum atunci, că așa. Și am mers cu vreo oră înainte. Au venit niște colegi ca să de la București, de la TVR Timișoara să filmeze. Ei filmau, nu-i cunoșteam, dar aveam producătoarea cu mine și câțiva colegi au venit și ei cu mine. Și au vorbit ei, au aranjat și eu m-am retras un pic cu Principele Radu. Și zic, care-i formula de adresare? Păi trebuie să spuneți așa și așa. Și bă, dar eu nu țin minte asta. După aia zic că da, aș dori să discutăm tema asta. Tema asta nu o putem discuta. Pentru că nu e... Păi, dar tema asta? Nici tema asta. Păi și ce n-ai mai vorbit? Zic, prima dată m-am mirat că au Da. acceptat, în fine, așa. Și am intrat un pic în panică. Ce fac eu cu oamenii ăștia? Vorbesc 40 de minute. Și până la urmă m-am luat după ei. Știi? Oricum, dar nu mergeam acolo să fac un interviu, să-i pui în situații dificile sau Da, ceva, da. nu ăsta era. Ideea era să afli cât mai multe, ce se ocupă Casa Regală, ce proiecte au sociale și așa, doar ei politică nu absolut deloc, Nu, să da. nu audă și e foarte greu.